Operațiunea de salvare contra cronometru în plină desfășurare în Pakistan. Echipele de intervenție fac eforturi supraumene să salveze vieții la 8 oameni, 6 copii și 2 adulți blocați într-o telecabină la 300 de metri deasupra unei prăpăstii. Andrei Negusiu este în direct cu noi cu ultimele informații. Andrei, mulțumesc tare mult pentru prezență. Cum decurge această operațiune? Teodora, cel puțin până acest moment au fost 2 tentative de a-i evacua pe pasageri cu ajutorul elicopterelor. Mai precis, un soldat din forțele speciale a fost coborât cu o frânghie până aproape de cabină, însă vântul puternic a zădărnicit planul. Există și un al doilea plan de salvare, la fel de riscant, și anume acum, chiar în timp ce noi vorbim, echipele de intervenție încearcă să desfășoare un cablu pe care să-l strecoare practic pe sub cabina, telecabina aflată acum în dezechilibru și să încerce apoi să o ridice și eventual poate să o și transporte spre un teren sigur. Însă este extrem de riscant pentru că nimeni nu știe dacă din cauza vântului puternic, pe de altă parte poate cabina este prea fragilă și nu va rezista acestui tip de transport. Cum spuneai și tu, în telecabină sunt 6 copii, din păcate unul dintre ei, un adolescent, are probleme cardiace din cauza emoției și a stresului și a pierdut cunoștința și nu și-a mai revenit și nu știm dacă cei aflați la bord alături de el știu cum să-l ajute, eventual să-l resusciteze. Pe de altă parte, toți cei de acolo nu mai au apă de dimineață de când s-a întâmplat acest accident și în zona respectivă din Pakistan sunt 37 de grade Celsius. Copiii mergeau la școală în momentul accidentului, cum fac de fapt în fiecare zi. Ce se întâmplă peste prăpastia respectivă? Un localnic a construit acest sistem de telecabină pentru că pe cale rutieră le-ar fi luat 2 ore să ajungă de cealaltă parte. Pe această cale erau doar 4 minute. Chiar au fost 4 curse în această zi înaintea celei cu accidentul. Ce s-a întâmplat? Unul din cabluri a cedat, fapt pentru care acum telecabina este într-o poziție periculoasă, nu mai este nici măcar echilibrată. Îngrijorarea rudelor și a echipelor de intervenție crește și pentru că se apropie noaptea și pe întuneric va fi practic imposibil ca operațiunea de salvare să continue, iar cei care sunt la bordul telecabinei vor petrece o noapte de coșmar până la revenirea luminii. În acest moment, în Pakistan, este ora 18, ar mai fi câteva ore până la lăsarea întunericului, însă se tem totuși membrii echipelor de intervenție că vizibilitatea va fi tot mai redusă și e posibil și ca vântul să se intensifice. Urmărim această operațiune extrem de emoționantă și de periculoasă în același timp și revenim cu amănunte imediat ce le aflăm și noi.